Acum, ca să nu mai lungim foarte mult, suntem după o zi întreagă, studenții și ei după multe ore de curs. Vom încerca să punem un film. Înțeleg că autorul ne va prezenta un mic rezumat sau ceea ce poate fi un rezumat într-un sfert de oră. Este un DVD aici. Iată, cartea e foarte completă pentru că e utilată și cu un DVD în care veți putea vedea mai pe larg ceea ce vom vedea acum într-un sfert de oră și anume câteva dintre mărturiile acestor oameni care au depus mărturie despre Hristos. Este evident, nu toți care au făcut pușcărie politică au îmbrățișat creștinismul, dar unii dintre ei și foarte mulți dintre ei, poate foarte mulți dintre ei, intrând poate necredincioși, au ieșit extrem de credincioși. Citiți Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Citiți interviurile lui Petru Petrețuțea. Citiți literatura asta care este foarte bogată acum și veți constata cu mult folos cele ce s-au spus măcar până acum aici. Mulțumesc mult, domnule profesor, și haideți să vedem filmul, să ne facem puțin timp să vedem filmul și voi da imediat cuvântul domnului Ciuceanu ca să încoroneze această seară a noastră.